Sucevenii sunt cei mai fericiți dintre români, dar și cei mai mulțumiți de orașul în care locuiesc. Sau cel puțin asta arată rezultatele unui studiu realizat de Banca Mondială în vara acestui an. Autoritățile sunt flatate de aceste statistici, însă nu toți locuitorii simt la fel. Pe stradă, sucevenii oscilează între a declara că sunt fericiți și mulțumiți în orașul lor și a face totuși câteva remarci despre ce lipsește Sucevei. Suceva este frumoasă geografic, social, cultural, prin ospitalitate, prin meniuri, prin folclor. Iată argumente care ne arată că să fii în Suceava este un mare privilegiu. Cunosc foarte multe persoane care sunt plecate din oraș, deci nu cred că sunt chiar atât de mulțumiți. Dacă sunt oportunități mai bune, cu siguranță pleci. Salariile mici nu e chiar cum ar trebui să fie. Așa, ca oraș, n-aș putea să spun că îmi place prea mult, dar împrejurimile lui. E zonă turistică, cam în fiecare weekend plec. E orașul în care m-am născut, e orașul în care mă găsesc acasă. N-aș avea să spun ceva rău despre orașul acesta. Dacă ne luăm după statisticile Băncii Mondiale, situația în urbe este una fericită. 93% dintre sucevenii intervievați au spus că se simt în siguranță în orașul lor. De altfel, foarte mulți dintre aceștia au spus și faptul că își pot pune baza în vecinii pe care i-au în cartier. În plus, peste 80% dintre locuitorii Sucevei spun că sunt mulțumiți de situația financiară a familiei lor, dar și de proiectele administrației locale. În același timp, 83% au spus că e ușor aici să găsești o locuință bună la un preț accesibil. Procentele din statistică nu fac decât să bucure autoritățile locale. 55% din suceveni sunt foarte mulțumiți de proiecte pe care le-a derulat primăria și acest lucru mă bucură foarte mult. Suntem înaintea la Oradea, surprinzător Clujul, 27%. Fericirea statistică a sucevenilor are o explicație. În general, tonusul pozitiv a sucevenilor este dat de faptul că au fost forțați să se descurce pe cont propriu singur și atunci acest aspect îți dă o anumită încredere în tine. Studiul care arată că sucevenii sunt cei mai fericiți români a fost realizat în 41 de localități ale țării și dacă cetatea de scaun a Sucevei are cei mai fericiți oameni, la polul opus se găsesc locuitorii din Eforie și Caransebeș.